începutul acestui an, ministrul transporturilor și infrastructurii Cătălin Drulă scria pe pagina sa de Facebook că alternativa Techerghiol, unul din cele mai importante proiecte de infrastructură din planul județean, este pe lista sa de priorități. Acum, din motive încă necunoscute, alternativa Techerghiol a pierdut finanțarea prin PNRR. Bună seara, doamnelor, domnilor, sunt Roxana Cioacă și astăzi vă propun să vorbim despre infrastructură. Invitatul meu este Gabriel Ciobanu, consilier local, Comuna Agigea. Bun găsit, bine ați venit în platoul Echidistant. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Ar fi ajutat această alternativă Techerghiol Comuna Agigea? Cu siguranță. Avem nevoie de o alternativă, cel puțin pe perioada sezonului estival. Știu că aglomerările cele mai mari încep chiar de acolo, din Agigea. Cum ar fi ajutat această alternativă, acest proiect, dacă ar fi fost pus în practică? În primul rând venea în sprijinul cetățenilor care fac naveta către municipiul Constanța. Nu a mai fi stat blocați bară la bară în trafic și evident pe turiști care vor să ajungă cât mai repede să își petreacă concediul. Știu că toate primăriile își dăduseră acordul, mai puțin Agigea. Aveți idee de ce? Din informațiile pe care le am, cel puțin ce a declarat primarul comunei, susține că el a fost printre primii primari care a acordat un aviz favorabil. Vă spun că informațiile le iau din presă, pentru că noi nu suntem acceptați în calitate de consilieri și nu avem acces la informații. Nu suntem lăsați să intrăm în primărie. Apropo de acest lucru, cum colaborați cu primarul? Știu că existau ceva disensiuni și cane cu acesta. Poate ne puneți mai multe detalii. Încă există, dar nu reușește să lucreze în echipă cu Consiliul Local așa cum este firesc, pentru că cel puțin pentru prima dată, din informațiile pe care le am eu, pentru că nu acum 12 ani când a câștigat dânsul primăria, să spunem că nu eram interesat de administrația publică locală, dar pentru prima dată sunt consilieri locali care își doresc să lucreze în sprijinul comunității. Drept dovadă, am reușit să formăm o majoritate în Consiliul Local și am elaborat mai bine de 10 proiecte pe care le-am înregistrat la primărie cu dorința de a le adopta, proiecte care vin în sprijinul cetățenilor. Cum au fost primite aceste proiecte pe care le-ați propus? Nu au fost primite pentru că aceste proiecte nu au apărut pe ordinea de zi. Există o motivație pentru acest lucru? Ca să fac o scurtă descriere a situației, în noiembrie anul trecut, noi, după ce am depus jurământul, am fost convocați de către primar să ne alegem președintele de ședință, viceprimarul și să constituim comisiile de specialitate, comisii fără de care Consiliul Local nu poate funcționa, pentru că aceste comisii oferă un aviz pentru fiecare proiect în parte. Bun. Am adoptat toate proiectele. Primarul, nemulțumit de faptul că noi am reușit să formăm o majoritate în Consiliul Local, ne-a amenințat încă de pe atunci că nu vor fi emise hotărârile de Consiliu. Ulterior, secretarul general l-a chemat pe președintele de ședință să semneze procesul verbal. Prima variantă era una mincinoasă, nu reflecta cu realitatea. Mai exact, a mințit cu privire la rezultatul votului privind alegerea viceprimarului. Au trecut în procesul verbal că votul a fost egal. După care noi, evident, președintele de ședință a refuzat să semneze procesul verbal, am făcut un memoriu în atenția prefectului în care am relatat ce s-a întâmplat în ședința de Consiliu Local. A aflat secretarul general, a aflat și primarul despre acest memoriu. Ulterior, primarul s-a consultat cu avocații dânsului. Aceștia au spus ok, nu a mers varianta asta, din păcate președintele de ședință a citit procesul verbal și nu l-a semnat fără să-l citească. I-au spus primarul, l-au sfătuit, îți dăm noi două mențiuni pe care doar un avocat le-ar înțelege, le treci în procesul verbal și ulterior atacăm orice decizie în instanță. Lucru care s-a și întâmplat, au refăcut procesul verbal, au adăugat două mențiuni. Și aici aș vrea să atrag atenția asupra unui singur lucru. Mențiunile nu au ce să caute într-un proces verbal. În procesul verbal se relatează doar ce se discută în cadrul ședinței de Consiliul Local. Atât. Dacă secretarul general are ceva mențiuni cu privire la legalitate, ca să spun așa, la procedura de vot, poate să consemneze aceste mențiuni într-un caiet destinat special în sensul ăsta și să le transmită împreună cu hotărârile de Consiliu în atenția prefectului și rămâne la aprecierea prefectului dacă există un viciu de procedură sau nu.
Ei n-au făcut lucrul ăsta, au trecut în procesul verbal mențiuni. Ulterior, noi ne-am adresat prefectului cu procesul verbal pentru că aceștia refuzau să emită hotărârea de consiliu. Prefectul ne-a transmis că nu există niciun viciu de procedură și că ce invocă primarul nu se aplică în cazul nostru. Evident că nu au ținut cont de răspunsul de sugestie a prefectului și au continuat. În 15 decembrie ne-au convocat cu un singur proiect pe ordinea de zi. Am omis să spun un lucru extrem de important. În primul proces verbal, cel mincinos, comisiile de specialitate, proiectul privind constituirea comisiilor de specialitate, nu avea nicio problemă, nicio mențiune. Deci urma să se emită hotărârea de consiliu. În al doilea proces verbal au adăugat mențiuni la amândouă. Bun. Ulterior, în 15 decembrie, ne convoacă să votăm, să constituim doar comisiile de specialitate. Evident, ne-am trezit în fața faptului împlinit și am respins ordinea de zi. Ne-am consultat cu avocații, cu prefectura. Aceștia au spus că nu este legal să revotăm un proiect pe care l-am adoptat cu o ședință în urmă, motiv pentru care deci noi am respins ordinea de zi. 16 decembrie ne convoacă pentru 17 decembrie, o convocare care nu este legală. Noi ne-am motivat absența, nu ne-am prezentat, nu s-a format quorum, deci nu s-a ținut ședința de consiliu. Ulterior suntem convocați iar în data de 15 ianuarie cu același proiect pe ordinea de zi. Deci toate trei ședințe de consiliu local aveau un singur proiect pe ordinea de zi. La ședința de 15 ianuarie l-am invitat pe prefect și pe senatorul Remus Negoi să participe la ședința de consiliu local. Prefectul a trimis doi reprezentanți la ședință, reprezentanți care au dat citire răspunsului prefectului. Evident că nu s-a ținut cont nici în cadrul ședinței de răspunsul prefectului. Noi, realizând că nu avem cum să continuăm cu acest blocaj, am vrut să dăm dovadă de maturitate și de responsabilitate pentru că reprezentăm 65% din oamenii din comuna Agigea, am adoptat ordinea de zi cu gândul să revotăm comisiile de specialitate. După ce am adoptat ordinea de zi, înainte să supunem la vot proiectul, președintele de ședință a cerut o pauză pentru ca noi să ne sfătuim cum compunem comisiile de specialitate, pentru că nu eram pregătiți, noi speram să se țină cont de sugestia prefectului și să se anuleze ședința, ulterior să se emită hotărârile de consiliu local. S-a cerut pauză de 10 minute. Primarul a plecat din ședința de consiliu local, consilierii PSD l-au urmat și ulterior, la 2 minute, a plecat inclusiv secretarul general al comunei, fără de care noi nu puteam să ținem ședința de consiliu local. Ne-am întors din pauză și am constatat că am rămas doar 8 consilieri în sală și că toți ceilalți au plecat, motivând că li s-a terminat programul. Ăsta este motivul real pentru care ne aflăm într-un blocaj. Nu ne este permis. Apropo de secretar, știu că comuna Agigea a schimbat 5 secretari generali în decurs de câteva luni. 7, dacă nu greșesc. Ia uzi. De mulți nici nu știam, noi am aflat din presă tot așa pentru că s-a lăudat primarul, de fapt el nu se laudă, el susține că din cauza noastră secretarii generali își dau demisia, o bună parte dintre ei eu nici măcar n-am apucat să-i cunosc, nu știu de ce și-ar da demisia, de ce ne facem noi responsabili de demisia lor. În realitate, presiunile pe care le face primarul asupra secretarului general îi determină să își dea demisia. Trebuie să subliniez faptul că primarul este trimis în judecată de DNA, este inculpat pentru abuz în serviciu, deci nu este prima dată când face un abuz. De data asta avem un abuz demonstrat, adică nu trebuie o investigație, conform articolul 133 din ordonanța 57 pe 2019, are obligația să convoace Consiliul Local într-o ședință ordinară, cel puțin o dată pe lună. Ultima ședință a fost în 15 ianuarie, de atunci noi nu am mai fost convocați. Noi în februarie, la începutul lunii, am făcut o cerere de convocare, am vrut să votăm comisiile de specialitate în 15 ianuarie, nu ne-au permis, au plecat din ședință. La începutul lunii februarie am făcut o cerere de convocare pentru că ne doream cu adevărat să deblocăm situația, am pus proiectele pe ordinea zi, voiam să le votăm ca să deblocăm situația, să venim în sprijinul cetățenilor cu proiectele la care noi am muncit, le-am elaborat, le-am înregistrat la primărie, proiecte care vin în sprijinul cetățenilor. Primul proiect a fost transparență, un proiect pe care primarul
nu-l apreciază. Drept dovadă, înainte să, în vechiul Consiliu Local, a dat o hotărâre de Consiliu prin care le îngrădește dreptul oamenilor să participe la ședințele de Consiliu Local, fără să le ofere o alternativă, să transmită ședințele sau să găsească o soluție ca oamenii să aibă acces la informații. Are legătură cu pandemia, oare? S-a legat de contextul pandemic. În realitate, el a dat această hotărâre pentru că eu mi-am permis să particip la ședințe în calitate de cetățean, lucru care îl deranja foarte tare, motiv pentru care a zis ok, dacă vine ciobanul ședințele de Consiliu, dăm hotărâre de Consiliu, nu mai are voie nimeni să participe la ședințele de Consiliu local. Și ca să... Făceați ceva în ședință? Nu știu, deranjați cumva? Nu. Am înțeles. Și ați menționat mai devreme că nu aveți acces în primărie. Cum e posibil ca un consilier local ales să nu aibă acces? Am acces, am exagerat puțin, la taxe și impozite. Pot să-mi plătesc taxele și impozite. În schimb, în rest, nu. Este un polițist care mă întreabă unde vă duceți. Nu este persoana respectivă. Dacă vreau să ajung la secretarul general, tot timpul se spune că nu este la birou. Păi să depuneți un proiect în acest sens atunci, nu? Nu, lăsăm la registratură. Ca să subliniez, să întăresc puțin ideea de că primarul refuză să ofere... Să fie transparent, la ședința din 15 ianuarie, ultima ședință de Consiliu la care am participat, înainte să înceapă ședința, s-a supus la vot transmiterea ședinței live, pentru că noi punem accentul pe transparență și ne dorim ca oamenii să aibă acces la genul ăsta de informații, ne-am ales cu o plângere penală. Ne-a acuzat încă din cadrul ședinței înainte să se supună la vot proiectul, ne-a amenințat că dacă votăm pentru, ne vom alege toți cu o plângere penală. Asta pentru că? Că am transmis ședința de Consiliu local. Și este ilegal sau? Nu, mai ales că o hotărâre de Consiliu reprezintă o lege locală. Noi am adoptat proiectul ăsta, proiect pentru care, apropo, pe această cale, dacă ne urmărește primarul, îi transmit că trebuia să emită o hotărâre de Consiliu. Și nu a emis nimic. Chiar dacă ei au ales să plece din ședința de Consiliu, înainte să plece, noi am adoptat un proiect, și anume transmiterea ședinței de Consiliu local. Toate aceste disensiuni vin în... de serviciul cetățeanului. Luptele astea politice pornesc de undeva, au un zâmbure. Aveți idee de unde au pornit aceste conflicte Teama. Politice? Teama primarului. Teama este conștient primarului că dacă intru acolo, cine? Față de mine. Am fost ales viceprimarul comunei Agigea, refuză să emită hotărârea de Consiliu, că în realitate asta este cea mai mare problemă a dânsului, faptul că eu aș avea acces la informații din cadrul primăriei. Oamenii din primărie, cel puțin o parte dintre ei, au făcut anumite lucruri la sugestia primarului, care dacă eu aș ajunge la informația respectivă și aș reuși să o fac publică, sunt convins că vor fi repercusiuni. Motiv pentru care ei încearcă să ne îngrădească dreptul de a intra în primărie, de teamă că vom afla lucruri care trebuie să rămână ascunse. Care sunt cele mai grave probleme ale comunei Agigea? Noi avem probleme de toate genurile. Eu aș începe cu infrastructura de utilități care este atât de necesară și în special pentru zonele noi unde primarul oferă aviz de construire. Sunt cartiere dezvoltate în urmă chiar și cu 17 ani și încă nu beneficiază de toate utilitățile. Dar ce aș sublinia aici că sunt zone noi în care nu au nici măcar curent electric, fără de care nu funcționează absolut nimic în casă. Nici măcar centrala pe lemne, inclusiv o centrală pe lemne are nevoie de curent. Nu avem infrastructură rutieră. Știu că despre această problemă a iluminatului de care spuneați mai devreme era pe alea plajei. Este în continuare, s-a rezolvat? Nu am idee. Iluminatul public? Da. Nu știu. Acolo, din informații pe care le am eu, există iluminat public. Este cartierul de vis-a-vis care nu are iluminat public. Și avem foarte multe zone la intrare în Agigea, cum coborâm podul, cartierul Eroi din Ucocea. Un cartier realizat în urmă cu 17 ani de zile nu are iluminat public. Bine, nu au nimic oamenii acolo, nu au nici gaze, nu au nici canalizare, nu au absolut nimic. Și nu este singura zonă. Pe partea cealaltă a DN-ului, pe partea stângă în spate la PECO, abia acum se realizează rețeaua de canalizare și mă amuză faptul că primarul, deși nu are niciun merit, își asumă acest proiect. Proiectul este realizat de operatorul public Raja, un operator care pot spune că este destul de performant când vorbim de atragerea fondurilor europene.
realizează în momentul ăsta lucrări de canalizare pe raza localității Agigea și primarul, pentru că nu face absolut nimic în comună, se laudă cu acele proiecte de parcă iar aparține. Bine, Raja dezvoltă un proiect de 600 de milioane de euro în acest moment în tot județul. Tot județul, exact. Da. Interesant este că localitatea Lazu nu a fost prinsă în aceste programe. Dacă nu greșesc, operatorul public Raja a atras pe două programe suma de 500 și aproape 600 de milioane de euro. Localitatea Lazu nu a fost prinsă. Întreaga localitate nu are rețea de canalizare. De ce s-a rămas în urmă atât de tare cu aceste utilități, atât de necesare? Până la urmă, trăim în 2021, nu putem vorbi despre nu avem curent, apă și canalizare, adică e deja prea mult. Așa este. Primarul este în funcție de 12 ani. Deja este la al 4-lea mandat, 13 ani, aș putea spune, chiar merge pe al 14-lea an. Timp în care noi am reușit să construim o casă în Agigea, părinții mei, și de atunci noi nu avem nici măcar curent. Mai mult decât atât, a transformat zona din intravilan în extravilan, ca oamenii să nu mai poată construi în zona respectivă, pentru că a dezvoltat un cartier în oglindă undeva în zonă, să îi convingă cumva pe oameni să vină și să cumpere terenuri în zona respectivă. Nu spun care este motivul, cred că toată lumea îl înțelege. Poate fi învinuit primarul pentru aceste lipsuri? Da, poate fi, pentru că... Poate n-au fost bani, poate au fost alte impedimente, nu știu, s-au opus alți reprezentanți altor partide. Eu cred că ar fi rușinos pentru un primar în funcție de 13 ani să găsească ca scuză sursa de finanțare. Când am aderat la Uniunea Europeană, a fost una dintre condiții ca toate localitățile să fie racordate la canalizare. Adică existau fonduri în direcția asta doar să-și dorească. Localitatea Lazu nu a fost niciodată o prioritate pentru primar, pentru că, așa cum susține dânsul neoficial, oamenii de acolo nu-l votează, motiv pentru care el se răzbună pe ei, efectiv. Și în disperarea lui, în campania electorală, în precampanie, după ce am apărut noi, prima opoziție reală a primarului după atâția ani de zile, a asfaltat toate străzile din vatra veche a satului Lazu, știind că ulterior, în programul la care a și participat, a fost o conferință de presă organizată de Raja, unde primarul din Agigea a fost invitat, știind că acolo urmează să se realizeze lucrări de extindere a rețelei de apă, el înainte de asta a asfaltat întreaga vatra veche, ca ulterior, la un an după asfaltare, se execută lucrări de extindere a rețelei de apă. Deci toate străzile sunt făcute praf. Stau și mă întreb unde este garanția lucrărilor, nu? Pentru că vorbim de un asfalt, o stradă, mai multe străzi asfaltate. Am înțeles. O altă problemă cu care se confruntă comuna Agigea, știu că era aceea a câinilor fără stăpân. Există în continuare această problemă? Da, este o problemă foarte mare. Din păcate, primarul nu vrea să facă absolut nimic. Noi am spus-o încă din precampanie, că singura soluție de a remedia această problemă este înființarea unui adăpost care să se concentreze pe adopția lor. Trebuie să strângem toți câinii de pe stradă. Nu de mult o persoană a fost mușcată în fața casei în timp ce își conducea musafirii către mașini. Trebuie înființat acest adăpost. Și ok, dacă vorbim de costurile pe care le generează adăpostul, consider că un primar, un bun manager, ar trebui să își întind antenele, ca să mă exprim așa, să vorbească cu celelalte primării învecinate și să facem un adăpost comun, astfel încât să am putea împărți costurile generate de acest adăpost. De asemenea, ar trebui montate camere în zonele în care sunt abandonate animalele și să îi amendăm pe cei care vin să abandoneze. Bine, nici nu aș mai înțelege rostul abandonului dacă am avea un adăpost unde oamenii ar putea să vină cu animalele. Dar ca prevenție, ca măsură de prevenție, am putea să montăm camere, să ne asigurăm că nu se mai întâmplă genul ăsta de lucruri. Locuri de joacă pentru copii, parcuri, sunt suficiente? Mă bucur spații că m-ați de promenadă? Nu avem spații de zone de promenade în viziunea primarului. Noi avem un lac, un sit natural în localitatea Agigea. Un punct de atracție ar fi putut fi, pentru că în viziunea primarului l-a considerat că zona respectivă
poate fi dezvoltată imobiliar. În viziunea noastră trebuia exploatată. Ar trebui să beneficiem de acest lac, să amenajăm o zonă de promenadă, spații verzi, locuri de joacă pentru copii. Piste de biciclete mult... în jurul lacului. Exact, poate. Da. Aveam posibilitatea să facem un parc tematic, eventual chiar să atragem oameni din alte localități să vină să se bucure, care ulterior ar genera un plus în bugetul local, pentru că dacă orice mic întreprinzător, dacă ar deschide ceva în zonă, evident că noi am fi avut de câștigat. Din păcate nu este așa. Nu avem nici parcuri, nu avem nici locuri de joacă, cel puțin nu suficiente. Avem un parc care efectiv aș putea spune că este abandonat în localitatea Agigea, vorbim de parcul Mihai Eminescu vis-a-vis de lac, parc pe care eu mi-am exprimat dorința să îl ecologizez imediat după ce am făcut postarea pe Facebook, primarul și-a mobilizat forțele și a ecologizat parcul, lucru care mă bucură pentru că nici nu contează cine îl ecologizează, important este ce reușim să oferim cetățenilor. Până la urmă rezultatul final contează. Mi-aș fi dorit să văd că avem evenimente în localitate. Nu am avut an la rând, măcar un beculeț aprins în perioada Crăciunului, ocazie cu care eu deja am spus lucrul ăsta, am declarat, am de gând să nu las Crăciunul să treacă neobservat anul acesta. Ne dorim să organizăm evenimente pe toată perioada anului. Noi deja am început astăzi, chiar la ora 18:30 în localitatea Lazu, avem un eveniment, organizăm un teatru de păpuși pentru copiii din ambele localități, unde îi așteptăm cu drag. Înainte de eveniment, în prima parte a zilei, am fost acolo și am ecologizat tot parcul, am tuns iarba, am strâns mizeria, l-am pregătit pentru eveniment. Ne dorim să avem genul ăsta de evenimente pe toată perioada anului și mi-ar plăcea să văd că e un fel de concurs între noi și primar. În felul ăsta ar fi mai multe evenimente și până la urmă oamenii ar avea de câștigat. În campania electorală știu că se vorbea despre înființarea unui coridor pietonal între Steaua de Mare și plaja Gigea. A rămas la stadiul de proiect? Ce se întâmplă? Nu știu nimic, nici nu știam că există un astfel de proiect. Noi ne-am concentrat doar pe programul nostru. Nu știu dacă, probabil primarul, sincer să vă spun, spre rușinea mea, nu știu care au fost proiectele primarului și vă spun și de ce. Din 2008, de când a candidat și până în prezent, el practic vine cam cu aceleași proiecte. Le reamintește oamenilor că sunt necesare, dar nu le realizează. Cumva el cunoaște problemele, dar nu vrea să le rezolve. Vorbim de canalizarea din Lazu, din 2008 o promite și nu este singurul proiect. Tocmai de-aia am zis că nici nu mai are sens să mă concentrez pe proiectele promise de primar, pentru că știu că nu vor avea o finalitate. Pe de altă parte și primarul acuză aleșii locali cum că blochează activitatea Consiliului și că îi pun piedici de fiecare dată. Trebuia să spună ceva. Ar fi fost culmea să spună eu sunt responsabil de blocaj și aici mi se pare o chestie foarte interesantă. Noi în Consiliul Local avem o majoritate. Practic controlăm Consiliul Local care reprezintă autoritatea deliberativă. Nu văd care ar fi motivul pentru care noi ne-am dorit un blocaj în autoritatea respectivă. Nu văd logica, adică atât timp cât îl controlăm, de ce am vrea să-l blocăm? Plus că am și muncit la niște proiecte, chiar ne-a consumat destul de mult timp și aveam de gând să facem toate proiectele promise în campanie, să le elaborăm, să le registrăm la primărie. Este un nonsens ce spune primarul. Evident, el trebuie să vină cu o scuză pentru că se adresează electoratului lui. Și trebuia să le spună ceva, nu putea să iasă în fața lor să le spună: oameni buni, consilierii locali au format o majoritate și eu nu sunt de acord cu ea, pentru că ăștia vor transparență, ăștia vor digitalizare, ăștia vor buget participativ, nici nu știe ce înseamnă buget participativ primarul. Da, noi ne dorim să concentrăm întregul buget în interesul cetățenilor și mai mult decât atât vrem să-i convingem să participe la dezvoltarea comunei, pentru că ei știu cel mai bine ce este necesar pentru comuna Agigea. Eu știu astăzi, în momentul ăsta eu știu toate problemele din localitate. Dar dacă aș fi câștigat
primăria, poate că eram concentrat pe anumite proiecte și îmi scăpau anumite lucruri care chiar sunt importante pentru cetățeni. Dacă implementăm bugetul participativ, oamenii pot veni să spună, în zona mea este nevoie de lucrul ăsta. Și având un buget pentru zona respectivă, noi putem să realizăm ce vor oamenii și nu ce visăm noi noaptea. Considerăm că este extrem de important ca toți locuitorii să formăm o comunitate, în primul rând, unită și toți să participe la dezvoltarea comunei. Și am purtat discuții în campania electorală, ne-am găsit responsabili de zonă, eram pregătiți să facem lucrul ăsta, motiv pentru care noi am și elaborat proiectul și l-am înregistrat la primărie. Ăsta este real, motivul real pentru care primarul refuză să, de fapt, blochează întreaga administrație publică locală. Sunteți deschiși și la dialog? Există vreo șansă să ajungeți la un numitor comun în viitorul apropiat, astfel încât cetățenii să aibă de câștigat? Am încercat de două ori. Prima dată am anunțat public pe Facebook, pentru că dacă am spus că pun accentul pe transparență, vreau să fie foarte transparent absolut totul și să nu las loc de interpretat. Am anunțat public că la ora 8, într-o zi, urmează să merg la primărie, să port o discuție cu primarul pe care să o și transmit. Să trasăm niște direcții, să lămurim care sunt prioritățile pentru comună, să batem palma și să începem să lucrăm împreună. Pentru că eu n-am nimic împotriva primarului și am spus lucrul ăsta de mai multe ori. Nu mă deranjează să lucrez cu el. Atâta timp cât munca noastră vine în interesul cetățenilor, eu sunt de acord cu ea. Drept dovadă, la acțiunea de astăzi am spus că am ecologizat parcul din localitatea Lazu. Înainte să-l ecologizăm cu o zi sau două pe pagina de Facebook, pentru că ne urmărește, l-am rugat pe primar să participe la evenimentul nostru, să trimită o echipă să ecologizeze parcul, ca noi să ne concentrăm pe o altă zonă. În felul ăsta oamenii ar fi beneficiat de două zone ecologizate. Adică ați fi lucrat împreună la un proiect comun. Exact. Ne-am arătat deschiderea. Am spus, avem un eveniment, un teatru de păpuși pentru copii. Până la urmă, nu are nicio legătură cu politica. Nu este primul eveniment pe care îl organizăm. Am mai avut un eveniment și săptămâna trecută. Nu este menționat niciun partid, nicio persoană. Este strict pentru copii, pentru că ne dorim să animăm puțin comuna Agigea și este important să îi distrăm pe copii. Pentru că totul se rezumă la ei. Tot ce facem, până la urmă, facem pentru ei. Nu lor o să le rămână moștenire, tot ce se construiește în localitate. Și am spus, l-am invitat pe primar, vino să participi la evenimentul nostru, ajută-ne să ecologizăm zona ca să putem ține evenimentul care este destinat copiilor. Da? Și noi nu fugim de muncă, de responsabilitate, mergem și ecologizăm o altă zonă. Am înțeles. Nu. Și răspunsul pe care l-ați primit? A venit și a făcut doar 5% din parc unde am filmat eu și am arătat că buriana era crescută peste gard. Deci avea mai bine de 1,5 metri, fix în zona aia cât am filmat, atât un colțișor care nu ne ajută cu nimic, 5% din tot parcul, un parc care se întinde pe 2-3 mii de metri, estimez eu, el a făcut undeva la 100 de metri, cel mult, și l-a lăsat așa. Evident, noi nu am stat pe gânduri, ne-am mobilizat, ne-am organizat și am ecologizat parcul și ca să ținem evenimentul pentru copii. A avut loc evenimentul. Da. Am înțeles. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Mai avem și alte subiecte de discutat, iar pentru asta vă rog să-mi promiteți că veți fi prezent cu altă ocazie în emisiunea Echidistant. Cu drag oricând și vă mulțumesc pentru invitație. Vă doresc succes în activitatea mulțumesc dumneavoastră. Mult. Doamnelor, domnilor, a fost alături de noi Gabriel Ciobanu, consilier local, Comuna Agigea. Până mâine vă doresc o seară liniștită, numai bine, la revedere!